Reprezentanții Procuraturii Anticorupție confirmă autenticitatea scrisorii în urma căreia și-a dat demisia Tatiana Răducanu, membra Comisiei Preveting. Ea mai spun că recent au fost obținute probe într-un dosar penal în care este implicată Răducanu. Procuratura Anticorupție mai susține că în sistemul juridic există oameni toxici, iar cercetările inițiate în acest caz nu își propun să discrediteze procedurile de preveting și vetting. Mai există oameni toxici și în sistemul de justiție. Acești oameni vor fi trași la răspundere disciplinară de CSM și CSP reformată, iar integritatea lor financiară va fi verificată în continuare de Autoritatea Națională de Integritate. Acești oameni toxici vor fi trimiși la închisoare de procurori și judecători integri care în ziua de azi lucrează în continuare la investigații împotriva procurorilor și judecătorilor corupți aplicând proceduri penale care respectă drepturile omului, sunt transparente și obiective. În comunicatul de presă se mai face din nou trimitere la faptul că există în sistem procurori și judecători care, cităm, în 2013-2014, în timp ce frauda bancară și laundromaturi erau în derulare, aveau întâlniri și discuții cu Veceslav Platon, Ilan Șor sau alți fugari condamnați la grei de închisoare, am încheiat citatul. Contactată de TVR Moldova pentru a comenta situația, Tatiana Răducanu a spus că se simte rău și nu poate vorbi cu noi. Ieri însă ea a declarat pentru ziarul de gardă că, cităm, nu răspunde de ceea ce vorbesc bandiții și idioții pe la spatele ei, am încheiat citatul. Tatiana Răducanu a fost membra a Comisiei de Evaluare Externă a Procurorilor și a Comisiei Preveting. Ea urma să participe și la evaluarea integrității șefei Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin, cea care a trimis scrisoarea. Demisia lui Răducanu vine după ce și Vitalie Miron a demisionat din Comisia Preveting. Ministrul Justiției spune că aceste plecări nu afectează nici într-un fel procesul de vetting, iar scandalul este o consecință a curățării sistemului. Această sesizare în adresa Ministerului Justiției nemijlocit nu a parvenit. Urmează a se clarifica aspectele invocate în această sesizare ce ține de veridicitatea datelor, modul de administrare acestor probe. Sigur că toate circumstanțele respective trebuie să fie investigate, dar investigate corect. Știm că anterior doamna Dragalin și mulți procurori au declarat pentru că nu sunt de acord cu această comisie și iată această scrisoare, această sesizare, credeți că are vreo legătură cu nedorința de a trece prin această comisie? Sigur că pot fi mai multe suspiciuni, să zicem așa, cu privire la poziția acestora. Nu este un secret că unii din reprezentanții sistemului procuraturii, ca și din sistemul judecătoresc, și-au exprimat dezacordul sau rezerve față de mecanismul de evaluare extraordinară. Amintim că ieri în spațiul public a apărut o scrisoare care ar fi fost semnată de Veronica Dragalin, în care se invoca faptul că Tatiana Răducanu ar fi avut legături cu Veceslav Platon, controversatul om de afaceri, cu oligarhul Ilan Șor și cu avocatul acestuia Aureliu Colegi, iar pe numele magistratei ar fi pornit un dosar penal. Tatiana Răducanu are o experiență de peste 28 de ani ca magistrat la judecătoria Chișinău, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție. În anul 2016 ea a părăsit sistemul judecătoresc din propria inițiativă.